Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție de Sport Arena la zi, live aici pe Metropola TV. Dacă este vineri, stăm de vorbă despre etapa cu numărul 26 din Superliga, care tocmai a început la ora startului de acum al emisiunii, dar și al partidei, despre care o să vorbim imediat. Dar, bineînțeles, deschidem cu subiectul cel mai important și anume ultima echipă românească angrenată într-o competiție europeană, CFR Cluj, care a jucat aseară cu cei de la Lazio, din păcate, fără succes. Bineînțeles, dau startul discuției cu Ionuț Florea, Liviu Gana și Dacian Varga aici alături de mine în platou. Bine ați venit, băieți! Sunt absolut convinsă că sunteți foarte încântați că e weekend și că Dacian pleacă pe undeva. Bine te-am găsit, Alice. Bine te-am găsit, Alice. Bine te-am găsit. Ce vesel! Ne-am așezat ce aici, cum ai spune tu, Liviu, în sufragerie, aici la noi, aici în living, da, exact. Și deloc entuziasmați, nu știu ce se întâmplă. Cred că ați luat de la mine, că am pornit eu mai jos astăzi. Ei, dar cred că ni se trage un pic și de la meciul de seară. Zici? Puțin așa, da, de ce? Pentru că trăim mereu cu senzația asta că poate am fi putut face mai mult, dar nu reușim niciodată sau de foarte puține ori. Și atunci, normal că rămânem așa cu o mâhnire sau cu un gând că... Cu senzația sau cu dorința? Și cu senzația, să știi. Pentru că, ok, echipă mult mai valoroasă, nu încape în discuție, vorbim de valoare individuală a jucătorilor, dar... Cred că după eliminarea celor de la Lazio, cred că cu toții am fi sperat cel puțin că CFR poate face mai mult. O eliminare care a venit în minutul 15 și care, în mod obișnuit, ar fi trebuit să nască ceva ambiții în rândul jucătorilor români. A fost cazul, n-a fost cazul? Ce părere? Bun, deși am fost în superioritate numerică, cred că am fost într-o inferioritate valorică cât casa, Alice. Iar faptul că Lazio a ridicat înainte de a pune piciorul pe pedala de accelerație este evident. Până la urmă, CFR s-a dus acolo, la cum a arătat și discutam cu Liviu, să nu ia multe. Nu s-a dus în niciun moment să vină cu un rezultat pozitiv. I-a fost teama de această partidă și cred că i-a fost teamă lui Dan Petrescu și de forma pe care elevii săi au arătat-o în acest an 2023. Și s-a dus pe Olimpico cu gândul acesta de a nu pierde, însă, așa cum zicea și Liviu, până la urmă, momentul în care te trezești cu un astfel de cadou în minutul 16, ar trebui gândirea ta să se schimbe asupra ceea ce urmează să faci în următoarele 75 de minute, să schimbi un pic strategia. Dar am văzut pe final, în loc să egalezi, vii cu Hoban, închizi jocul, deci până la urmă acest meci a fost jucat de Dan Petrescu doar de a fi bifat, cel puțin din punctul meu de vedere. Trebuie să și poți, Ionuț. Trebuie să și poți. Tu crezi că jucătorii celor de la CFR nu și-au dorit? Sincer. Eu nu spun că nu și-au dorit, dar mi-e greu să cred totuși că e atât de mare diferența de valoare în a treia competiție europeană între noi și o echipă care și-a declarat lipsa interesului înainte vorbim de a începe. Vorbim de Lazio. Vorbim de Lazio. Locul 4 sau 5 în seria. Nici ea în cea mai bună formă. Venea după o înfrângere locul acasă. Locul 4, singur de răspuns. Locul 4 sau 5 în seria. Despre CFR ce vorbim? CFR este campioana României. Dar nu cred că putem să comparăm campioana României cu, nu știu, locul 4, 5, 6 din Spania, Italia, Franța, Anglia. Da, lista cred că poate continua de asta țări. Spun. Adică... Eu mă gândesc că nu o putem compara atunci când se joacă într-o competiție pe care ei o văd ca ceva interesant. În momentul în care joci într-o competiție pe care o desconsideră, mă aștept să vedem mai mult. Ok, pierzi, pentru că oricum s-a văzut că nu poți mai mult, dar măcar încerci să pui și tu pericol, poarta, încerci să legi două pase. Au încercat. În prima repriză n-au avut șut pe poartă, deși, repet, gazele au jucat 35 de minute fără om. Dacă la nivel declarativ cineva vine și spune că, așa cum ai spus tu, că desconsideră o competiție, hai să nu spunem desconsideră, că nu o prioritizează. Nu cred că asta înseamnă că își permit totuși să se facă de râs, adică orice câștig este doar valoare. S-a părut vreun jucător cred că pleacă cineva de acasă cu gândul ai ok și să pierdem astăzi, indiferent de ce priorități ai. Părerea mea, n-am văzut milă și neavizată. De la Lazio să intre, nu știu, cum spuneam noi, așa, pe vârfuri. Da, nu, de intrat n-a intrat pe vârfuri, asta e clar. Ideea e că probabil și Sarri, așa cum a declarat că domne conferență, o competiție europeană pe care ei nu o consideră atât de importantă, dar jucătorii care intră din lotul lui Lazio, până la urmă, trebuie să demonstreze antrenorului că au valoare. Și să nu uităm ce jucători au fost aseară. Bun, dar aceleași jucători erau și acum 3 ani, când CFR i-a bătut în grupe. Păi da, dar doar că la CFR erau alți jucători. Deci asta, aici erau ajungem. Alți jucători. Aici ajungem, de fapt, că CFR este mai slabă decât acum 3 ani. Da, din punctul meu de vedere, da. Bun. Înseamnă că asta este și motivul pentru care n-am reușit să punem deloc probleme. Suntem mai slabi decât acum 3 ani. Da. CFR-ul
Și nu traversează nicio formă bună, asta e ideea. Veneau și după două eșecuri. Oricum, față de ultimul meci cu Craiova, eu cred că a jucat mult mai bine CFR-ul acum. Contra unei echipe mult mai bună decât CS Universitatea Craiova. Ar fi trebuit totuși să intervină o schimbare de atitudine vis-a-vis de o competiție, totuși? Eu schimbarea de atitudine am văzut. Am văzut schimbare de atitudine față de ultimele partide din campionat. Ultimele partide, da. Doar că nu este de ajuns. Nu este de ajuns. Acolo trebuie și calitate. Nu și tu pe un joc vine tot prin crederea ta pe care o ai tu într-o competiție europeană, când joci cu o echipă mai bună ca tine și cotată și valoric. Și... Pentru că fiecare jucător pe postul lui simte adversarul direct și acolo vede dacă poate sau nu poate. Dacă nu poți, tu degeaba vrei. Poți să încerci tu cât ai vrea și îți dorești. Dacă tu vezi că tu nu poți să joci adversarul tău direct odată, ca dovadă, cred că în toate fazele fixe unde CFR-ul excelează în România cu fazele fixe, nu mi-aduc aminte să fi lovit vreun jucător de la CFR cap în fazele fixe. Și au fost denumărate faze fixe. Păi, dacă știi cum e în Italia... Păi asta stau, spun, adică și aici s-a văzut diferența. Ai văzut ce bine se apărau. Nu știu, și eu am jucat cu echipă din Italia când am fost la Vaslui contra lui Internaționale Milan. Nu știu, îi vedeam foarte relaxați și câteodată ne dădeau mingea și luați voi mingea și stăteau, deci ne lăsa să pasăm, dar nu aveam nicio ocazie. Și am avut mingea, da, dar noi nu treceam jumătatea terenului, sau eram la jumătatea terenului. Înapoi, sau da. Cum încercam să avansăm, zici că se punea un zid în fața noastră și nu mai trebuie iar să o întorci înapoi. Asta s-a întâmplat și la CFR. Adică nu au avut ocazie. Cred că vorbim despre o superioritate net valorică. Valoare, ce să mai... filozofia acestui sport într-o țară care excelează, da? Decât CFR-ul de acum, că de fapt aici e chestia. Adică dacă ar fi avut un CFR mai valoros, poate un CFR mai curajos, s-ar fi reușit, cred că, mai multe. Aseară, și acest dacă, cu, știi cum e, cu dus aceste, întors. Cu acest om în plus de 75 de minute. Da, acest dacă vine așa cumva în clubul celor nostalgici, poate, dar nici ăla nu mai e ce a fost, ca să zic așa. Dar nu cred că ar trebui luat în considerare, că întotdeauna spunem, dacă ar fi fost așa, poate ar fi fost altfel, nu știu, un rezultat. Dar n-a fost, asta e, ce așteptări să avem pentru ce va fi la întoarcere? Nu va mai fi nimic, e clar că... Da, ești plin de optimism, da, și tu astăzi, e o zi excelentă. Pentru că trebuie bifat, CFR nu are vreo șansă să elimine Lazio și până la urmă nu ne-au ajutat nici statistice, pentru că ultima echipă care elimina într-o dublă manșă o echipă din Italia era Craiova, o elimina pe Fiorentina cu foarte mulți ani, 20 ceva, 30 ceva de ani. Deci până la urmă poți bate o echipă din Italia odată, cum a fost și cu FCSB, acasă cu Lazio. Dar în momentul în care ai nevoie să elimini într-o dublă manșă, echipele din Italia își arată valoare. Indiferent de ce spuneam anterior. Eu totuși cred că Lazio să aibă meci greu la CFR. Da. Uite unde era optimismul. Poate optimismul să scoată un egal CFR, dar nu știu dacă poate să elimine. Adică mi-e greu să cred că îi bați 2-0. Da, nu știu dacă o să poată, dar eu cred că CFR o să marcheze acasă. Cred că CFR o să marcheze acasă. Nici aseară nu a apărut că Lazio are la dispoziție întreaga partidă, dar au, exact cum spuneam, au jucat atât exact cât au trebuit. Exact cum ți-am spus, te lăsa să pasezi, dar doar în jumătate. Sau și așa se va întâmpla și jumătatea deja nu mai aveai spații, nu mai aveai culoare, nu aveai cu cine să pasezi. Eu totuși eu sunt optimist și eu cred că toți jucătorii care o să intre contra celor de la Lazio o să se motiveze, o să joace și acasă. Din ce am înțeles, a intrat și președintele clubului și a spus că 80 sau 90% deja sunt vândute toate biletele. O să fie un stadion plin. De ce nu? Poate, nu știu, poate să ajungă în prelungiri să marcheze 1-0 și apoi... Cred că asta e cea mai plauzibilă, să dea un gol și să poți să ajungi în împreună. Poate să mai odihnească. Da, vezi că la Cluj vor juca și ei tot în 11. Păi asta... Poate să mai odihnească și ei niște jucători? Poate, Doamne, da. Ajută să odihnească vreo 7-8 jucători? Da. Dacă vedem, da. Dar... Vedem. Cu siguranță trebuie să fim pozitivi și să le urăm succes celor de la CFR Cluj, pentru că e, în definitiv, ultima
echipă românească într-o competiție europeană. Așa că hai, rămânem cu acest aer pozitiv și venim înapoi pe tărâm românesc. Și cred că au avut și ghinion. Dacă nu mă înșel, cred că e cea mai puternică echipă din... La tragerea la sorți, discutam de fiecare dată, că oricine... Dar nu cred că este o echipă mai puternică ca și Lazio în conferență. Da, au avut ghinion, da. De asta spun, adică... Da, noi mereu ne legăm de aspectul ăsta al ghinionului. Nu, dar hai să fim și realiști, serios. Da, da. Adică nu putem acum să le... Hai că în viață îți trebuie și un pic de noroc, asta e. Serios. Da, am avut noroc când am jucat cu unii de prin... țări anonime și ne-au scos din turul 2 de Champions League. Atunci n-am mai avut noroc la tragere? Cine ne-a spus? Ești cu cei din alte țări, atunci, mai anonime. Ascultă-mă, da, atunci mi se pare normal atunci, să critici jucătorii. Și atunci de ce n-am ieșit să zicem că am avut noroc? Dar noi zicem doar că n-am avut ghinion, atunci dar, nu liniem. Trebuia să zicem, am avut noroc și n-am fost în stare să trecem de echipa. Dar în momentul de față nu cred că ar trebui să le turnăm, nu știu, cenușă în cap celor de la CFR. Atâta se poate în momentul de față. Până la urmă, nu știu, nici n-au fost umiliți să ia 5, 6, să... Dar să știi că orice altă echipă din România, în locul CFR-ului, nu obținea mai mult. Adică să nu ne păcălim că dacă era FCSB, dacă era Craiova sau dacă era... Nu! Rezultatul era același, pentru că ăsta este nivelul. Sunt convins că orice echipă care juca Lazio din România exact. Reușeau să câștige. Hai să revenim pe tărâm românesc și să vorbim și despre Superliga, despre campionatul nostru intern. În momentul de față, Chindia Târgoviște întâlnește acasă Cluj. Nu cred că a fost niciun update de scor, dar o să-l verific imediat și dacă pe parcursul emisiunii o să se schimbe ceva, o să vă anunțăm. Cluj are mare nevoie de puncte de data aceasta. Și Chindia are nevoie de puncte pentru a sedimenta ceva. Chindia, dacă câștigă, își pune candidatura foarte serios la play-off. Ei, n-ar face 33 de puncte și ar fi la 4 puncte de Sepsi, că Sepsi au primit punctele din meciul cu... Da, cu Craiova. Craiova și atunci ar fi la 4 puncte, cumva. Dar joacă și ei. Joacă și ei etapa asta, adică... Da, știi că am vorbit și săptămâna trecută și am spus... Au program greu. Au un program mult mai greu. Au un program mult mai greu. Dacă nu mă înșel, parcă Ionuț ne-a spus că joacă cu... Paru, FCSB, CFR, ultimele trei etape. Deci în ultimele trei etape. O etape grele, da. Dacă cei de la Sepsi nu reușesc să câștige ultimele trei etape... Nu sunt sigur de locul de play-off. Nu sunt deloc sigur. Pentru iar Chindia merge bine. Mai sunt câte? 15 puncte. Mai sunt 5 etape, deci mai sunt 15 în joc, așa că ei nu sunt. Sunt singurii din play-off care nu sunt siguri de locul 6. Exact. Cert e că dacă astăzi nu bate Chindia, chiar și cu programul acesta al greu al lui Sepsi, mi-e greu să cred că va câștiga Chindia toate meciurile și Sepsi va pierde tot pe linie. Pentru că ar rămâne în continuare aceste 7 puncte ca bine, diferență. Mai este și FCU Craiova care se bate la play-off. Petrolul a rămas pentru că au reușit 33 de puncte, au rămas să câștige. Acolo. Mai avem iarăși și pe cei de la Botoșan cu 30 de puncte egalitate cu cei de la FCU Craiova. Și Botoșan. Eu sunt câteva adică, totuși la număr. Cred că într-o etapă, două etape, cred că atunci o să vedem cine rămâne în lupta pentru play-off. Dacă se diferențiază major, pentru că dacă iarăși rămân la o apropiere foarte mare, mă gândesc. Vedem. Chiar toate să facă egal, așa, toate... Nu se știe niciodată. Dar în ceea ce îi privește pe cei de la Chindia, da, sunt 29 de puncte în momentul de față. Sunt 29 de puncte, dar... Adică matematica ține cu ei, nu? Mie îmi place Chindia. Îmi place Chindia, ce am văzut... revenirea pe care o au cei de la Chindia a doua oară într-o singură ediție de campionat? Da. Chiar de când s-a început campionatul acum... Ei și cu Mioveni au fost cei care au scos cam cele mai multe puncte, dacă exact. Nu mă știu. Uite că avem acum clasamentul care o să ruleze pe tot parcursul. Uite, sunt cei de la Sepsi, da, cu 35 de puncte și de acolo cei de la Sepsi care în momentul de față sunt cu 37 de puncte în urma deciziei. Pentru că s-a câștigat exact, și a luat au că puncte, s-a câștigat, da. Înainte s-a pus câte un punct la fiecare. Exact, a fost decizii. Câte un punct la fiecare și acum s-a luat acel punct de la cei de la Craiova și, bineînțeles, cei de la Sepsi sunt cu cele trei puncte în avantaj. Interesant ar fi fost meciul cu Craiova să se fi jucat? Da. Să zic, așa, în eventualul tău egal sau dacă ar câștiga Craiova acolo, era lupta mult mai strânsă acum. Exact. Erau mult mai apropiate. Craiova și Sepsi. Și la cum arată Craiova în momentul de față, nu ar fi fost deloc o surpriză să câștige la Sepsi. Însă interesant va fi cum va arăta Cluj în momentul de față la întâlnirea aceasta de la Ploiești, pentru că Cluj în 9 etape are o singură victorie
aceea cu voluntari, și a mutat pe piața transferului aducând doi jucători care teoretic ar trebui să-i ajute. Mă refer la Dan Nistor și la Ivan Martici. Au mutat foarte bine. Da, Ion. Dar vreau să vă întreb pe voi, pentru că simțiți cel mai bine acest aspect. În momentul în care ești un jucător care te bați pentru titlu, te bați pentru un obiectiv măreț și faci un pas către o echipă care se bate la retrogradare, mai ești la fel de motivat? Adică putem considera că este un transfer care îi ajută cu adevărat pe U? Eu zic că se ajută, părerea mea. Și deci, Nistor, și Nistor, și Martici. Deci se ajută, pentru fel, că sunt jucători, au, are valoare Nistor, dacă nu se joace. Nu, de valoare Cluj, nu e vorba, valoare. E vorba de implicarea lui. Și de eu cred că se va implica la fel. E un tip care aleargă foarte mult, are ultima pasă. Scoate om din joc. Știe jocul, trage la poartă. E un jucător bun, Nistor. Adică eu cred că o să ajute. Chiar aveau nevoie, cel puțin, dar aveau nevoie de un jucător care să... la mijloc cel puțin, să fie un pic mai ofensiv, să-ți dea niște pase mai bune, să mai lege un pic jocul. Adică eu cred că o să-i ajute. Și din punct de vedere a motivației, eu cred că o să aibă. Pentru că, până la urmă, și motivația lui de a rămâne în Liga I cu Cluj, pentru că, din ce știm, are un contract destul de mare la Cluj. Și atunci e motivația și a ta personală de a rămâne acolo, de a reuși echipa să se salveze. Dacă joacă. Da, nu știm dacă va juca. Asta nu știm încă. Imediat, dar stai un pic. Curios dacă joacă noile achiziții, dacă... Păi, Ivar Matici trebuie să joace, pentru că Vlădoiu s-a întors la Craiova și nu mai au fundaș dreapta. Da. Amândoi. Martici și Nistor. Nistor, pe Nistor l-am văzut imediat. Da, amândoi. Bun. N-avea o altă variantă în dreapta, ducându-se înapoi Vlădoiu la Craiova. Se încarcă mai greu aici. Deci, oricum, două achiziții foarte bune făcute de Ucluj. Sunt jucători de bază, sunt jucători pe care te poți baza exact cum au venit acum, deci din prima etapă, probabil. Asta am spus. Sunt jucători care au făcut campionatul... pregătirea, da? Sunt, poate să intre din primul minut, nu trebuie să un, nu știu, 10 meciuri sau 5 luni, 7 luni să-i pregătești ca să-și revină, nu? Da. Au venit și au și intrat. Bun. Haideți să trecem mai departe la următoarea parte, pentru că dacă am vorbit de meciul cu cei de la Lazio, știți că acum chiar va alerg astăzi, pentru că e timpul mai limitat. CS Mioveni întâlnește acasă Rapid București și, luând în considerare locul din clasament, cei de la Rapid ar trebui să stea mai liniștiți, dar nu foarte, pentru că știm bine că cei de la CS Mioveni au revenit un pic așa. Liniștiți? N-ar trebui, nu? Nu am zis, ținând cont de locul în clasament, am punctat. Îmi cer scuze de la cine să-mi cer scuze? De la noi. De ce să-mi cer scuze de la voi? Mai repede îmi cer scuze de la cei de la CS Mioveni? De la domnul Dică. Cerem scuze la domnul Dică. Dar nu vreau să-mi cer scuze de la domnul Dică, pentru că nu este vina dânsului, că este echipa pe acest loc. Nu vreau să-mi cer scuze nici pentru cei de la Conducerea Rapidului, pentru că nu i-am jignit cu absolut nimic, din contră. Ai zis să stai mai liniștiți. N-au cum să stai liniștiți. Se bat acolo la campionat. Și eu care eram cu optimism în floare astăzi. Bine, gata, îmi cer scuze de la cine vreți voi, deși nu e contrar opiniei mele. Și vă las să discutați în continuare cât eu stau aici frumoasă. Un meci... Nimeni, nu? Zic că o să fie un meci greu pentru Rapid, pentru că ne gândim, vin și după meciul cu Craiova, vin după meci, după înfrângere. E clar că și acolo și-au dat seama că poate nu funcționează lucrurile exact așa cum și-au dorit și că nu, anul ăsta nu se gândesc, că, chiar dacă e anul centenarului, se gândească la titlu. Și pe de cealaltă parte, Mioveni, o echipă care vin cu surprize. E o echipă care nu au pierdut în acest... Care nu au pierdut, da, de când s-a reluat. Da. Deci o echipă cu ambiție, Mioveniu, și o echipă care încearcă, indiferent de numele adversarului, încearcă să joace fotbal. Și cred că Rapid va avea un meci foarte greu. A avut un meci greu și în meciul Tur din Giulești. Deci asta au jucat în superioritate din minutul 35, au câștigat în minutul 87. Și mai e un aspect. Rapid, în 12 deplasări, are 15 puncte acumulate și doar 10 goluri marcate. Deci este o echipă care are probleme în momentul în care joacă în deplasare și mai vine și după acest șoc al înfrângerii din Giulești, mai ales că era singura echipă neînvinsă pe teren propriu din campionat. Bine, Ionuț, acum cu șocul ăsta e cu două tăișuri. Poate să-ți dea un buz de energie și să spui, băi, de motivație, am greșit de... acolo, trebuie să recuperăm punctele pierdute acasă, sau poți să te afunzi mai rău. Cert e că nu e un teren prielnic Rapidului, nu e un teren... Dar e obișnuit, pentru că dacă aducem aminte, Rapidul când a fost suspendat terenul, au jucat la Mioveni. Da, au jucat. Deci eu zic că este un plus pentru ei. Nu, mă refer la echipa aceasta pe care a reușit să o încropească Nicolae Dică în momentul de față. Este o echipă care a acumulat 8 puncte în 4 meciuri, nu a pierdut, marchează.
Mioveni avea probleme să marcheze, iată că acum marchează meci da, de da, meci. Da, ce mă aminte la începutul campionatului, exact. Mioveni iar Rapid suferă probleme. Ofensiv atunci când pleacă din Giulești, pentru că să dai doar 10 goluri în 12 meciuri în deplasare, mie mi se pare pentru Rapid puțin. Ia uite, eu sunt curios cu noul transfer, sunt curios în cât timp o să se integreze. Păi, ar trebui să ne întrebăm... Rapidului mă refer. Da, de Ogenda te referi. Da, da. Bun, dar trebuie să ne întrebăm care este Ogenda pe care l-au transferat. Asta... Cel care a jucat în primul lui mandat la Botoșani și care a luat ochii, sau cel care a jucat 3-4 minute în străinătate? Nu aici știu, rămâne de văzut. Eu vreau să văd, sunt curios în primul rând în cât timp dacă îl integrează. Dacă este pregătit, în cât timp va reuși să intre în echipă. N-a mai jucat din noiembrie, Liviu. Păi dacă n-a mai jucat din noiembrie... Te poate ajuta în play-off sau acum în meciurile acestea? În play-off, în meciurile astea niciun caz, eu nu cred. Acum să te ajute gen bine, pe tine ca Rapid, ca echipă. Acum noi nu știu okay, cât de bine n-ai pregătit. N-ai jucat, dar dacă s-a antrenat în fiecare zi cu echipa, da, nu știm de văzut, la ce nivel este pregătit rămâne fizic. Rămâne de văzut cum îl va integra echipa până la urmă, pentru că de aici, dacă, dacă se integrează pe, foarte bine... Dacă îl știm pe cel care a fost la Botoșani, s-ar potrivi mănușă. Este Rapidului. Un jucător tehnic și e un exact. Jucător care se pliază pe ceea ce joacă Rapid. Este un jucător care poate să ridice tribuna în picioare, tehnic, dar vom vedea cât este dispus și el să pună osul. Pentru că este un jucător capricios și de fiecare dată când nu i-a plăcut ceva, a vrut să plece. Asta este senzația mea. Dacă pune... Nu știu dacă este împrumutat sau este luat nu, definitiv. Nu, a semnat pe un an și jumătate. S-au, deci este definitiv. S-au întârziat puțin aceste negocieri pentru că Rapid vrea să-l semneze doar 6 luni. Și dacă ar fi confirmat, atunci i-ar mai fi prelungit contractul. Iar Ogenda a spus clar, nu, vin cel puțin deci, un an până la urmă și deci cei de la Rapid credeau. Aveau exact. Semne de întrebare exact. La cât de bine e pregătit exact. Sau cât de repede îi va ajuta. Hai să vedem care va fi și parcursul lui. Eu nu trebuie să trecem mai departe. Știi foarte bine trecem. Care este următorul meci la care mă refer, nu? Dacă... În ordine așa cronologică, Hermannstadt Sibiu și UTA Arad. Ce facem? Că e mare nevoie de puncte la UTA și dacă cei de la Mioveni reușesc să spunem să câștige în meciul cu Rapid, diferența dintre ei și UTA, 3 puncte. Ce facem? Da, dar și Hermannstadt are nevoie de puncte, Alice, pentru că în momentul de față are 1 punct din 4 etape și toată această aură care se crease în jurul sibienilor că pot atinge play-off-ul, e adevărat, cu această conjunctură nefavorabilă s-a risipit. Hermannstadt se va lupta să rămână în prima ligă și este și zdruncinată puțin din punct de vedere al jocului. Ok, nu îți mai iese pentru că ai avut o perioadă de incertitudine când nu știai, ni se dau sau nu ni se dau punctele înapoi. Dar ai aflat deja un răspuns și au trecut deja 2 etape când tu nu punctezi. Adică ar fi trebuit să te redresezi? Ar trebui mai să le dai uitării și, bineînțeles, să încerci să acumulezi, pentru că ești la 1 punct, 2 și chiar Marius Măldărășeanu spunea ce s-ar fi întâmplat dacă nu am fi bătut Farul și CFR în sfârșitul turului. Am fi fost pe ultimul loc în momentul de față. Și chiar asta spune și matematica. Cu 6 puncte minus, Hermannstadt era lanternă. UTA a luat o gură de oxigen cu Botoșani, dar pe mine nu m-a convins meciul acela. Și am rezerve ce că... Ce pretențios ești, nu m-a convins. Adică UTA nu mi-arată... Ok, a luat o gură mare de oxigen, pentru că dacă nici pe Botoșani acasă nu i-ai fi bătut, ar da, fi da, fost greu. Da, ține cont că Botoșani... Venea după un parcurs foarte, foarte bun. Venea, dar nu s-a dus să se omoare la Arad. Mie asta mi-a lăsat senzația. Cred că el și-a pus baza în cei de la UTA aici. Exact. Eu am alte așteptări de la ei. Acum dezamăgirea știm, din exact. Sufletul lui nu mai poate fi compensată nici măcar cu victorie împotriva Botoșani. Dacă nu mă convingi ca joc, să vedem la Sibiu. Dacă pierzi la Sibiu, egal cu 0. Deci le mai dai o șansă. Sigur. În sufletul tău. Da. Hai, bine atunci. Nu știu ce cum să zic. Văd colegii noștri această partidă. Nu trebuie. Un meci care pe care eu nu aș putea să dau sincer un verdict. Pentru că sunt două echipe care au mari nevoie de puncte. În tur a bătut Hermannstadt 2-1, dublă Baba Al-Hassan. Și au întors scorul, dacă nu mă înșel. Da, dar în tur arătau cumva lucrurile altfel pentru Hermannstadt. Asta spun, aveau alt tonus. Alt tonus, exact, dacă încredere. Dacă mi-aduc aminte pe un noroi, ceva de genul ăsta. Când spui UTA Arad, la ce poți te aștepți acolo? Să te rogi să nu plouă sau să nu fie umiditate ridicată, să se poată juca meciul. Hai că numai cu vremea n-avem probleme. Umiditate ridicată o să fie la Constanța. Avam plimbat astăzi, dragă, din Italia în toată țara sunt ceva extraordinar. Bine că mă descurc la geografie. Farul Constanța și Petrolul Ploiești. Farul își dorește să-și păstreze hegemonia. Trebuie să mai ridic un pic vocea, să mai cresc vreo octavă pentru a spune tuturor că e pe primul loc. Ok, bine, hai să vorbim despre acest meci. Eu cred că este favorită. Este favorită Farul Constanța. Au un parcurs foarte bun.
au demonstrat-o și cu FCSB și cu Craiova. Eu cred că nu o să aibă niciun meci ușor. Pentru că cum nu au avut nici la Pitești, adică la fel la Pitești, un meci care toți îi spuneam, domnule, e favorită Faro, ok, prin prisma locului, prin prisma jocului, dar uite că la Pitești nu au făcut nici jocuri. Nu i-a ajutat acolo, din punctul de vedere, nu i-a ajutat terenul. Plin de smocuri e terenul de la Pitești. Exact. Dar în schimb, la Constanța la Constanța un este un teren senzațional. Este un teren senzațional pentru că, nu știu, v-am spus de fiecare dată, se și investește. Da, și cum da, va aborda... Da, sume fabuloase lunare pentru a se menține. Da, adică de 20.000 pe lună. Instalat. Sunt de apreciat. A, știi ce e interesant? E că, uite, la Cluj, dacă dai drumul la instalația de degivrare și la nocturnă, nu pot funcționa împreună. La CFR, la CFR. Am văzut. De ce la Constanța, dacă... Nu, este o știu că este o situație, nu vreau să vorbesc prostii, dar știu că este o situație vis-a-vis de partea asta electrică, acolo în zonă, în tot... Da, știu că a spus, în tot cartierul a spus domnul e Gadola, ceva. E o problemă da. De... Deci nu putere. De la stadion. De deci nu de... E o putere a rețelei. Rețeaua e supraîncărcată sau ceva de genul ăsta. De zona Clujului unde au ei acolo în Gruia. Acolo stadion, în Gruia. În Gruia. Da. Exact. Am crezut că e general valabil asta, pentru că am văzut pe alte stadioane că nu sunt probleme de genul ăsta. Cel puțin la Constanța niciodată nu s-a oprit. Bine, e asemănător cu ce s-a întâmplat la Buzău. Depinde și cât dai drumul la încălzire asta. Că dacă dai drumul cu, nu știu, 5 zile înainte de meci, ai niște costuri și probabil în ziua meciului poți să ții, nu știu, instalația de încălzire până aproape să înceapă ora meciului și după aia poți să o lași pentru că trenul nu va mai îngheța până se va termina meciul, sau îi dai drumul mai cu o zi înainte sau doar în ziua meciului. Că și aici e chestie, că aici e vorba de costuri până la urmă. Bun, dar se anunță 18 grade. Mereu la Constanța, mereu la Constanța a fost un teren senzațional. Pentru că au și băgat bănuți. Și se, păi aici, se vede, aici se, vede. Se face de fapt diferența. Și este de apreciat, este de apreciat că ține și la și teren. Până la urmă, dacă ai o, dacă ai o casă, o îngrijești, nu? Dacă s-a spart, nu știu, da, s-a spart o țeavă, o înlocuiești, dacă s-ar sumbe. Nu e vreo echipă bogată, Farul, să asta spui spun, că adică, permiți. Adică totuși, dacă sunt 5 luni, ori 20.000, sunt 100.000 pe care tu îi bagi doar să ai terenul în cele mai bune condiții. Pe când ceilalți costă da, de da, mii. Unul dintre sponsorii lor e distribuitor de energie, așa că să mă înțeleg. Da, dar nu e lucrurile. Lichidă, nu e gaz, din aia e și uleioasă. E de toate felurile. De toate felurile. Oricum, una peste alta este de apreciat Gică Hagi că nu a lăsat sau nu a lăsat niciodată de izbeliște terenul, adică nu am văzut niciodată un meci. Terenul cred că e ca și o carte de vizită. Asta voiam să zic, exact asta voiam să comentez. Deci, este cartea ta de vizită în momentul în care ai un oaspete. E casa ta. În 2023 mai vorbim de terenuri, dar ăsta este adevărul. Adică, gândește cum ar fi fost să aibă Hagi un teren ca cel de la UTA. Facem un exercițiu de imaginație. Adică să vezi Hagi care vrea numele, dar exact, care reprezintă ceva. Tu aveai terenul ăla unde te luptai acolo, Nămul. Adică, în primul rând, nici nu l-ajuta el ca echipă. Asta se bazează și eu cu echipă. El are o echipă care vrea să aibă cât mai mult posesie. Nu poți să faci posesie pe un asemenea teren. Dar eu cred că o să aibă un meci greu. Și prin achiziția făcută de cei de la Petrolul, eu zic că și-au betonat puțin apărarea acum. Pentru că acolo erau mari probleme la Petrolul. Da, în lipsa lui Hujia, care este accidentat la ligamente, într-adevăr aveau nevoie. Dar mai se mai ridică o întrebare aici. Și am mai auzit-o la diferite talk show-uri. Și voiam să mă întreb și pe voi. Petrolul este în colaps financiar și au amanetat banii și pentru următorul sezon. Cum vine un jucător de talia lui Pap și mai ales după ce tu spui că ceilalți jucători vor primi doar jumătate din salariu până la sfârșitul campionatului și cealaltă jumătate dacă se salvează, Pap primește direct jumătate din salariu acum? Asta depinde de înțelegere, sunt foarte multe chestii pe care noi dar nu risc să strici vestiarul, Liviu? Nu știu dacă strigi vestiarul, pentru că nimeni nu știe ce contract ai tu sau cât vei fi tu plătit. Nimeni nu, dar nu tu știi că vei lua doar jumătate. Cine, asta cine e clar. Știe? Cei din vestiar? Da. Păi cei da, care da, au poate fost Paul Pap este plătit, că se practică chestia asta, să-mi plătiți de club o sumă de bani și cealaltă sumă de bani vine de la un sponsor. Da, dar tot prin club trebuie contractului. Să treacă suma aia. Tot prin club păi da, dar el ar asigura banii. Am înțeles. Da. Nu mai depinde de vestiar. Variațiuni pe temă. O întrebare foarte bună pusă de colegul nostru Ionuț. Adică pe mine unul sincer m-ar deranja. Știu. Adică, știu foarte bine că în momentul vestiar în care sunt probleme de genul ăsta. Jumătate din salariu să vină Ionuț și să primească. Și oricum am mai mult decât ai tu. Că n-a venit pa pe 3.000 sau pe 4.000 câți au. Da, cred că ține de bucătăria lor internă. Sigur, și cu siguranță sunt și aspecte pe care poate rămână, noi nu le cunoaștem. E important să rămână echipă, da? Să nu se și să nu dezbine. Mai avem episoadele de data trecută. Hai să trecem mai departe. CFR Cluj întâlnește FC Argeș, iar după eșecul cu cei de la Lazio, cred
că ar trebui să-și pună ceva probleme, pentru că, știm bine, își doresc iarăși un titlu și mai sunt candidați acolo care pot veni. Mai sunt mulți candidați. Da? E lista destul de lărgită anul acesta. Au fost locuri suplimentate. Eu cred că 5. Crezi că toate 5 au forță? Eu cred că toate 5 au forță, da. Păi cine n-ar avea? CSU n-a demonstrat care forță? Rapid nu a demonstrat care forță? Să se bată până la final? Să se bată până la final. O să vedem, pentru că practic și Rapid și CSU sunt inconstante pe exact. Un rezultat. Adică da, ei... Gândește-te că sunt jumătățesc punctele. Da, deci dacă la jumătățire sunt toate acolo, clar. Ți-a câștigat un meci, nu știu, dau un exemplu, ești pe locul 4, ai câștigat cu cei de pe primul loc. Nu știu, ca părerea și mea... Ca și punctaj vor fi acolo, asta e clar, asta la jumătățire. Asta spun eu, cred că... E clar că CFR trebuie să arate altceva, pentru că deja ai 3 înfrângeri la rând cu această prezență europeană, nu marchezi. Dar vreau să vă mai întreb un aspect. Am tot lăudat faptul că CFR are 76% dintre goluri marcate din faze fixe. Și este ceva wow pentru Liga 1. Dar vreau să vă întreb, nu este cumva și un semnal că echipa este impotentă din punct de vedere al jocului organizatorii? Mai întrebări ne pui tu, Ionuț. Nu, da, asta vreau să zic, foarte multe curiozități pentru voi băieți. Nu, pentru că voi sunteți fotbaliști, voi simțiți cel mai bine. În momentul în care dai gol doar din fază fixă, nu e o problemă a jocului colectiv? Nu. Nu? Nu. Te-ar deranja dacă ai fi fotbalist? Păi s-a întâmplat ca la Lazio. S-a întâmplat cu Faru, nu cu Faru, cu FCSB și cu Craiova. N-ai fază fixă, tu nu marchezi. Stai puțin, ai auzit opinia lui Liviu? Ești de altă opinie? Sau? Nu, ideea este că n-aș spune că nu au, că nu practică jocul Farului, de exemplu. Clar, asta știm. Și nici nu o să greu, se întâmple. Liviu. Marchează greu CFR-ul, ăsta e stilul Dan Petrescu. Uite, gândește la meci cu FCSB. Prima repriză n-au contat. Și în a doua repriză scapă, e boadă dor, dacă dă gol acolo, vezi că câștigă meciul. Asta și au avut o ocazie. Asta aia a fost și a mai fost una când la fel în lateral, care exact. La fel a scăpat. Deci CFR-ul niciodată nu o să aibă 7-8 ocazii pe meci. Vorbim de CFR-ul din 2012, cu antrenor Costa, cu antrenor, nu știu, Ioan Andone, cu antrenor, da, erau CFR care, știi ce s-a întâmplat atunci? Dădea 4 goluri pe meci, dar și lua 3. Adică Dan Petrescu e alt stil, nu e altă, alt joc. Nu Dan Petrescu, nu știu, jocul celor de la Farul Constanța. Da, ai dreptate, Dacian, dar în momentul în care nu ai faze fixe, nu marchezi. Sau dacă ai, dar așa cum spunea, ai ocazii. Nu există să nu ai într-un meci faze fixe. Păi ai, dar nu toate apărările din Liga 1 sunt ca cele ale Chindiei, ale Mioveniului sau ale FCSB-ului, care sunt uneori gură cască. Nu se întâmplă mereu așa. Și când ai peste o apărare organizată, uite, se întâmplă să ai 3 miciuri la rând că nu reușești să marchezi. De ce a trebuit să-mi cer scuze de la domnul Dică, dar el a zis că sunt gură cască și eu... Apărările. Și apărările alea de cine sunt ținute? Eu uite, a sărit cu gura pe mine și acum eu nu... Vezi, nu, vezi, că o să mă tragă de mâine. Vezi ce înseamnă să fii singura femeie la sufragerie asta? Dar să știți, există expresia asta în fotbal, apărare, gură cască, să știi. Este dar n-am folosit. Zis că nu există, nu. Eu m-am luat de tine, m-am luat de ei. Nu, dar să nu zici că a fost un atac. Nu, Doamne ferește, nu. Chiar nu e o problemă, Ionuț. Eu nu m-am luat de tine. Și înainte de emisiune. Să te eu m-am luat de ei. Știi foarte bine că am zis. Nu, ea este șefa noastră. Hai, lăsați, hai, avem lăsați. O șefă aici și una în spate. Hai, lăsați, am părul prins, nu trebuie să mă perii astăzi. Ieși luni, no, o zi, Ionuț, te aștept mare drag. N-ajung. Cert e că va fi un meci care pe care, iar în momentul de față, CFR e obligată să câștige. Pentru că... Și va avea un meci greu. Da, fără da, un meci greu, foarte greu. Chiar dacă... Și vine Garita, care e taurul ligii întâi. E greu să-l ții. Ție-ți place de el, sau îți plăcea de el, Dacian, la un moment dat? Da. Încă îți mai place de el? Sau... Da. Îmi place. Și, am rămas surprins pentru că mă așteptam că, nu știu, acum pauza asta competițională, CFR-ul mă așteptam să facă pasul ăsta... Sau CS Universitatea? Sau de ce nu da, chiar? Dar CFR l-a avut pe Betancur, l-a dat. L-a avut pe Dugangiș, l-a dat. L-a avut pe Buș, l-a dat. La CFR după atacanții aceștia combinativ nu dau randament. Ți-e trebuie de Beliuc, care se luptă da, și dă din și toate. Ai văzut, are viteză, aleargă. Știu, da. Doi fundași în spate. L-ar ajuta pentru că trebuie scurătător de viteză. Și eu spun. Pentru că ai nevoie, la stilul de joc pe care l-ai, ai nevoie de un atacant care mereu să stea acolo în linie cu fundaș și să plece să scape. Și gândește-te care viteză. Are, da. Are cea mai mare viteză dintre toți atacanții de la CFR. Poate data viitoare. Haideți să vorbim și despre unul dintre cele mai atractive meciuri în această etapă. FCSB și CSU Craiova, asemenea cum am amintit mai devreme, că pot fi candidate serioase. FCSB, știm bine, de fiecare dată își propune acest scop. La CSU Craiova discutam și în săptămânile trecute că ceva pare să nu funcționeze chiar așa cum și-ar dori.
Și nu prea funcționează nici când întâlnește FCSB, nu prea funcționează Alice, pentru că este al 30-lea meci de când Craiova a venit în Liga 1. FCSB a câștigat de 20 de ori, 6 meciuri s-au terminat la egalitate și de doar 3 ori a reușit să bată Craiova din 2014, de când a revenit în Liga 1. Deci are o oarecare fobie când întâlnește FCSB. Eu mă întreb unde ții toate informațiile astea depozitate. Are un stick în spate și le ține. Are hard extern, vine cu el și îl pune în momentul care... Mi-a pus Cosmin în cască aici, mi-a pus și CD-ul. Ai tatu radiofonic. Da. Am înțeles. Deci cred că ar trebui Craiova să arate altceva și mai ales, țineți minte că discutam, care ar putea fi jucătorii care ar fi cedați de Craiova. Iată că în 4 zile au cedat 4 jucători. Și spuneau că mai urmează. Și că lista încă nu s-a oprit aici. Da. Cred că nu și-au dorit o să plece. N-au reușit să ajungă la un numitor comun. Că ar fi renunțat și la Vână, de exemplu. Vână, ei sunt în proces cu Vână, deci e mai greu să-și rezilieze acum Vână. Cred că și-ar dori Hanca. Să scape și de Hanca. Da, sunt mai mulți probabil. Da, până la urmă se ajunge la ceea ce a spus Mirel Rădoi. A înțeles patronul Mihai Rotaru că de fapt Mirel Rădoi avea dreptate când spunea că e nevoie de sânge proaspăt? Pe exact asta face acum. Dar de ce n-a făcut-o atunci, Liviu? Și am văzut că și Dimitre se despartă. Exact, adică probabil a crezut că nu are dreptate Mirel și că ar trebui totuși să țină vestiarul, dar uite că a trebuit să vină Neagoie ca să-i reconfirme practic chestia asta și că a fost mai trebuie să plece. A avut și abordare. Eu cred că Eugen Neagoe s-a dus la patron, nu a ieșit în presă și a spus direct așa cum a făcut Mirel. Mirel a fost mai direct, lucru care știm foarte bine în fotbal românesc deranjează. În fiecare cu abordările lui, să vedem care va fi rezultatele trebuie să fie ales. Exact, rezultatul pentru ei. FC Botoșani întâlnește acasă Șep și Sfântul Gheorghe, așa cum menționam anterior, a venit o decizie favorabilă în ceea ce privește acel meci cu ceva probleme. 3 puncte au fost acordate, dar și amenzile în speță, o amendă mai mare. Dar nu e decizie definitivă, Alice. Urmează apelul și urmează recursul la TAS. Deci nu este o decizie definitivă. Faptul că au câștigat în prima instanță... Toată lumea spune că nu o să aibă câștig de cauză nici la TAS, pentru că regulamentul e clar. Regulamentul e destul de... Exact. Da, adică... Dar poți să o mai lungești. Dacă vrei să faci rău, adică poți să o mai lungești. Da, dar cheltui și niște bani aiurea, pentru că va trebui să intri într-un proces de urgență la TAS, va trebui să plătești taxa aceasta de urgență și s-ar putea să fie... Oricum, acolo la TAS avem... Culoar. Culoare, când România, veniți repede, că voi sunteți pâine caldă. Bine, am auzit că cei de la TAS râd de noi cu ce spețe mergem noi la ei. Că oamenii sunt până peste cap. Le intră banii repede în buzunar. Ce, și că vine dosarul de unde? Din România. Iar ce s-a mai întâmplat? Da. N-aș vrea să fiu răutăcioasă, dar cred că sunt dosarele pentru cei care fac interviu. Eu cred că noi avem un birou special acolo. Departament pentru asociat. Cei nou angajați de TAS primesc dosarele din partea României. Haideți să vedeți cu ce vă confruntați. Cred că nu există anul în care să nu avem probleme să mergem la TAS. Dacă... Da, păi și un titlu. Nu cred că suntem singuri. Totuși, chiar nu cred că suntem singuri în speță. Cred că e pur și simplu o chestiune mai mediatizată. Cred că suntem printre primii. Poate că da, poate că nu. Uite, chiar nu știu. Nu știu dacă există o statistică la... Slovenia, vine Ungaria, vine cred un că dosar sunt două. Țări care, nu, cred că mai sunt. Adică cred că și Polonia este genul de țară care ajunge destul de... cred că ar mai fi. Avem o săptămână de când... Chiar aș vrea să caut, vedem dacă putem să avem o aflăm. Săptămână de când s-a răcit dosarul Hermannstadt, nu? Și mergem cu unul călduț acum. Mai luați unul, haideți. Păi nu ți-am dar spus că noi avem... Că și oamenii ar crea ceva. Exact. Dar referitor la meci, gândiți-vă cum ar fi arătat un Botoșani Sepsi. Așa cum ziceau și băieții, dacă nu s-ar fi jucat la comisie acest meci Craiova-Sepsi. La 2 puncte, 3 puncte, toate acolo ar fi fost mult mai încins. Așa, Botoșani trebuie să-și recupereze pierderea de la Arad și să încerce vedem să... Dacă are forță. Dacă are forță. Dacă are forța de a bate la Sepsi și... Sepsi cred că dacă va câștiga Sepsi, cumva cred că sunt... Calcule sunt cam făcute pentru locul 6. Dacă vă câștigă... contrazic, ultimele 3 meciuri au meciuri foarte grele. Sunt 9 puncte trebuie să câștige tot în spate. Sunt 9 puncte. Vezi că Botoșani să facă 4 din 4? Nu, dar poate Botoșani nu, dar de exemplu, uite, văd pe FCU. De ce nu? Da, corect. Pe FCU cred că ar fi cam singuri, pentru că dacă Petrolul pierde acum la Faru... Sau nu bate, rămân cu 33 de puncte, cumva se duc la 6-7 puncte. Eu văd un meci foarte echilibrat. Toate că Sepsi joacă mult mai bine acasă,
Are, cum ai spus și tu, Ionuț, are un punct. Botoșan trebuie să vină să recupereze punctele pierdute la UTA. Chiar suntem curioși dacă Flavius va reuși să iară să-i capaciteze așa bine, pentru că au avut evoluții bune, cum am văzut și pe Mailat sau cred că și un punct iar mulțumi Liviu. Păi cum să, faci, rămâi cu 31 de puncte exact. Și rămâi acolo până la urmă, nu pierzi, adică acum că nu ai numai șanse atât de reale. Totuși să ne aducem aminte că într-un timp Botoșaniu 16 meciuri la rând nu bătuseră pe nimeni. După care acum, de când a început campionatul, au bătut de 3 ori și au pierdut un singur meci. Da. Deci cred că un egal nu l-ar supăra nici pe Flavius, dar cu siguranță nici pe patronul Valeriu Eftime, care este extrem de dezamăgit de alegerea pe care Onghenda a făcut-o. Era cu sufletul răvășit. Că îl sunase și dânsul pe Onghenda, a zis că îmi dă un răspuns. Să-ți dăm și context un pic. Onghenda a discutat și cu Botoșani înainte să semneze cu Rapid și i-a promis patronului de la Botoșani că se gândește și va reveni cu un apel. Pare a mai venit apel și a închis telefonul. Exact, semnalul nu a mai fost bun și până la urmă a aflat din presă că a semnat cu Rapid. Deci e supărat pe Onghenda. Bine, poate dacă prestația jucătorilor lui va fi bună, se mai răzgândește. Știm bine că domnul Eftime are tot timpul așa declarații spumoase. Exact. La este un personaj fără discuție. Bine, adevărul că domnul Eftime i-a întins o mână de ajutor. Și nu odată. Nu știa adevărat nimeni. Da. Și l-a făcut să joace cum a jucat la Botoșani. Bine, el personal, cu ajutorul dânsului, că el l-a adus la echipă. Acum ar fi fost a doua revenire, pentru că a mai revenit. Și el a fost cel mai bun jucător de la Botoșani. Da, sigur. Asta e ce să facem. Așa cum a zis Liviu, a avut telefonul închis. Ai, data viitoare. FC Craiova și FC Voluntari. FC Voluntari într-o mare nevoie de puncte pentru a ieși din această zonă gri și FC Craiova, așa cum aminteau colegii mei mai devreme, dacă își pun ambiția, pot avea un loc de play-off pe care și l-au propus, declarativ cel puțin. Și siguranță își pun ambiția. Poftim? Siguranță își pun ambiția pentru că... Așa pare, mai ales în ultima perioadă. În ultima perioadă au jucat foarte bine. I-am văzut, de exemplu, în Giulești, senzațional, adică n-am văzut nicio presiune la niciun jucător. Nu, exceptând acel meci cu cei de la Șip și cu întâmplările de acolo. Știm foarte bine că în Giulești e un stadion greu, cu greutate. Doar Craiova-i bătuse. Doar Craiova-i bătuse. Acum un an și acum i-a bătut din nou. Dar nu am văzut nicio presiune pe cei de la Craiova. Iar mie, sincer, cel mai bun jucător, din punctul meu de vedere, cel mai bun jucător din Liga 1, mijlocașul de la... Care că sunt doi, Bauza sau Bahasa? Bahasa. Îți place mai mult? Cel mai mult. Și viteză, și tehnică, și mare și ultima pasă. Jucătorul de unul contra unul care poate intră foarte bine în centru cu mingea la picior. Adică genul ăsta aș vrea să văd, nu știu, vorbeam de CFR în Europa, da? Nu, dar știi că a fost o discuție, apropo de felul în care a jucat Craiova în Giulești, a fost o discuție între patronul Adrian Mititelu și Nicolo Napoli înaintea meciului și l-a întrebat cum joci. Și ambii au fost de acord că mergem să jucăm fotbal, nu ne apărăm, nu ne ajungem un punct. Vrem să jucăm fotbal indiferent de ce se va întâmpla. Și până la urmă... Așa trebuie să spui, exact. Vrei să joci în play, vrei să fii acolo, trebuie să joci fotbal, pentru că ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi stat în propria jumătate cu Rapidul pe Giulești? Da, dar în primul rând nici nu sunt echipa care să se apere. Nu știu să se apere. Nu știu să se apere. Chiar dacă Napoli e italian, chiar dacă, da, nu, e nu? Echipa care... Da, da. Bun, dar... Știe să atace. Mereu mi-a plăcut când a venit Napoli la FCU, echipa a început să joace. Adică nu am văzut o Craiova care s-a pus pe două linii și au jucat numai minge e lungă. E formula câștigătoare, exact. Noua dragoste cu noroc. Bun, dar serios? Ce facem cu voluntari? Voluntarul nu prea trece. E în zona nisipului mișcătoare, 26 aspect, de puncte. Un aspect foarte interesant. De puține ori l-am auzit pe primarul Florentin Pandele ieșind în spațiu public. A ieșit la un post de televiziune, un post care se ocupă și cu transmiterea meciurilor din Liga 1. Și domnia sa a subliniat că își dorește un model de manager gen Ferguson și că Liviu Cebotariu nu este în niciun moment în pericol să fie debarcat de la voluntari. Și a recunoscut domnia sa că mai greu este să fie antrenor decât primar. Lucru care mi s-a părut foarte haios și în același timp interesant. Adică există foarte multe joburi grele, însă ceea ce face un antrenor este mai greu decât un primar. Deci până la urmă are o liniște, a ieșit cineva și a subliniat că Liviu va continua, Liviu Cebotariu. Bine, acum se vedea că își mai dorește și el.
Pentru că din câte am înțeles, că are un contract acasă pe care poate semna și înseamnă prelungirea. Asta am spus, deocamdată nu a semnat prelungirea contractului. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva și echipa nu își revine, practic și el înțelege că la un moment dat, mă refer la antrenor, este nevoie de o schimbare, dar eu cred că are capacitatea lui Vicio Votariu să ducă din nou echipa departe de locurile grele. Că ține doar de el, exact. Și de percepția de play-off nu mai poate fi vorba la voluntari. Nu mai poate fi vorba de... Nu, dar interesant și ce a zis domnul Pandele. Păi exact. Dacă vrea să fie manager, atunci tu practic ești cel care coordonează și nu mai răspunzi direct de rezultate, trebuie să pui pe altcineva antrenor. A spus că nu-și dorește un antrenor care să vină și să stea 2-3 luni și să plece. Și că îl înțelege că există în viața unei echipe și momente din astea cu suișul și coborâșul. Și că după performanța de anul trecut, era oarecum normal să vină un recul în forma jucătorilor, dar are încredere. Cu toate că să știi că cam același lot a fost. Da. Nu? Bine, au fost și niște meciuri, poate n-ar fi trebuit să le piardă. Pierzi la Cluj în minutul 88, după ce joci în inferioritate numerică. Pierzi cu CFR dintr-un autogol, iarăși în ultimele minute. Adică au fost meciuri, poate ar fi putut să mai adune, nu știu, 2-3 puncte la felul în care au jucat. Dar nu sunt spectaculoși, Liviu. Nu cred că au fost spectaculoși voluntariu, dar ideea este că acum te interesează punctele și exact. E mare nevoie de ele. La 26 de puncte, deja ești acolo. Dacă ți-a câștigat tu Cluj sau cineva de sub tine, deja păi, ești că ai menționat acum, da, este 1-0 pentru cei. Sunt curios, poți să te uiți să vezi cine a marcat? Da. Nu am comunicare, dar el era vârful de atac care trebuia să mă ajute. Nici telefonul, nici nimic. Ai ghicit așa, ești în conexiune directă. Da, dincolo de lume sunt. Singurul care în era vârful de atac, face da. Face diferența. Da. Așa. Acum puteau exista mai multe șanse, nu? Dar uite. Bun, dar nu va rămâne așa. Vă asigur că lucrurile nu vor rămâne așa, știi cum se mai spune, da, în fotbal. Mă rog, glumesc. Bine, se poate întâmpla orice. O să avem timp să vedem asta după ce încheiem emisiunea la televizor, pentru că aici, în direct, din păcate, nu. Revenind un pic la cei de la FCU și cei de la FC Voluntari, așteptăm rezultatele din weekendul acesta, da? Așteptăm cu mare interes, pentru că cei de la Voluntari au mare nevoie de puncte, pentru că nu stau deloc bine în clasament. Și, cum am spus și la începutul emisiunii, FCU poate să prindă un loc chiar de play-off. Bun. Așteptăm cu nerăbdare toate rezultatele, dar mai cu nerăbdare așteptăm weekendul, băieți. Am terminat pe ziua de astăzi și pe săptămâna aceasta. Revenim de luni, de la ora 17. Rămâneți cu Metropola TV și weekend liniștit tuturor!